În cursul zilei de miercuri, valul de căldură s-a intensificat în regiunile sudice și estice. În sudul Banatului, Oltenia, Muntenia, centrul și sudul Moldovei, temperaturile maxime s-au situat între 35 și 37 de grade. Dâmbovița, Argeș și Prahova au fost sub cod galben de caniculă. Codul portocaliu s-a instalat în județele Teleorman, Giurgiu, Călărași și Ilfov, inclusiv municipiul București, unde au fost atinse temperaturi maxime de 38-39 de grade. Izolat s-au înregistrat 40 de grade la umbră. Nici joi nu scăpăm de caniculă. Avertizarea meteorologică a fost prelungită până spre sfârșitul săptămânii. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat. În după-amiaza zilei de joi, instabilitatea atmosferică va fi accentuată, îndeosebi în centrul și nord-estul țării, precum și în zonele de munte. Medicii recomandă evitarea deplasării în intervalul de foc, utilizarea hainelor deschise la culoare și din materiale ușoare, consumul a cel puțin 2 litri de apă zilnic și mese bogate în fructe și legume. Este de evitat în această perioadă, în primul rând, expunerea la soare urmată de consumul de alcool în exces, ca și consumul de băuturi energizante sau cafea în exces. Pacienții care se știu cu boli cronice, care ar trebui să-și administreze medicația în mod regulat, să evite expunerea la soare în perioada aceasta, să evite deplasarea în perioadele 10-15. Se pot agrava bolile deja existente, pot apărea complicații, pot apărea accidente vasculare. În această perioadă, parcurile au fost luate cu asalt, mai ales de orășeni care fug de canicula din locuințe. Piscinele și strandurile au devenit locația perfectă pentru cei care vor să se răcorească, însă trebuie să acorde o atenție deosebită intervalului de expunere la soare. Un brânz perfect poate aduce cu sine și boala. Totodată a crescut consumul de lichide, iar înghețata este desertul cel mai căutat.